Îmi doresc să nu rămâi până la sfârșit, să nu dai like, share, dar de fapt cei mai mulți motocicliști își pierd căștile în timpul mersului și nici nu realizează că nu le mai au pe cap. Nu te panica dacă ai o defecțiune la motocicletă. Doar apucă-te de lucru manual și repară-te singur. Lasă-o să-și facă singură reparațiile. Motocicleta știe mult mai bine decât tine ce îi trebuie. Cel mai bine este să nu folosești frâna niciodată, astfel încât să te bucuri de senzația de adrenalină pe care o ai atunci când aproape nu poți opri. Salutare și bine te-ai înfipt în acest videoclip! Îmi doresc să nu rămâi până la sfârșit, să nu dai like, share și abonare și să te duci în secțiunea de comentarii și să mă înjuri cât poți tu de mult. O să urmărești cel mai nefolositor vlog din viața ta. Dacă vrei să devii un motociclist adevărat, nu trebuie să înveți niciodată să schimbi vitezele. Este mult mai amuzant să auzi motorul răgușind, trosnind, cârâind și să vezi cât de mult poate să țipe la turație maximă. De ce îți protejezi capul când poți să te bucuri de vântul din păr, să te simți ca un supererou? În plus de asta, cine nu-și dorește să aibă un păr murdar, plin de muște și de praful de pe drum? Așa o să ai cum să înjuri în timp ce mergi, poți să fumezi, să spargi semințe și să stai pe telefon în timp ce mergi pe motocicletă. Mulți consideră că este important să porți o cască atunci când conduci o motocicletă, dar de fapt cei mai mulți motocicliști își pierd căștile în timpul mersului și nici nu realizează că nu le mai au pe cap până când ajung la destinație. Atunci întrebarea este de ce să-ți cumperi una de pe înmișcare.ro. Evită cât poți de mult să ai o viteză moderată, adică mică. Accelerează la maxim și dă-i tot ce ai mai bun. Viteza este totul, nu-i așa? Nu contează cât de multe riscuri îți asumi sau câte legi încalci. Important este să ajungi cât mai repede la destinație. Da, da, fix așa ai învățat și în școala de șoferi, adu-ți aminte. Așadar, ignoră semnele de circulație, treci pe roșu și conduc cât mai aproape de mașinile din față. Doar astfel vei face mai multe puncte și vei putea debloca următorul nivel. Nu te mai uita la drum și nu mai acorda atenție traseului. Mai bine te uiți pe cer, te uiți la peisajul din jur și îți bucuri privirea. Cine are nevoie de avertizările rutiere și de a fi conștient de obstacole din calea lor? Riscurile fac parte din aventură. Și până la urmă, dacă ai riscuri, ce se poate întâmpla? Dacă este să sară o vacă, o căprioară, un câine sau chiar un meltean în față, tu nu cazi. Pentru că ție nu ți se întâmplă niciodată nimic. Ești un adevărat zeu al motocicletelor. Nu te-ai gândit niciodată dacă ți iese o mașină în față și tu ai viteză, tu sari peste mașina aia și motorul se înfige în ea, în timp ce tu cazi în picioare și alergi în continuare pentru a ajunge la destinație? Păi află că așa este. Chiar poți să faci asta. În acest caz, nimeni nu are cum să te oprească. Poate doar un tir, dar și acolo tu ești maestru în a pune motocicleta la pământ și a trece milimetric pe sub tir. Ce naiba, am și uitat cu cine vorbesc. Cel mai bun sfat este să nu asculți niciodată de sfaturile altor conducători de motociclete mai experimentați. Cine sunt ei, bă, să ne spună nouă cum să conducem și cum să ne protejăm? Fii, bă, liber și fă ce-ți dorești. Cum poate un moș să-ți dea ție sfaturi? Păi el știe, bă, ce tehnologie găsește acum pe motociclete. Nu te panica dacă ai o defecțiune la motocicletă. Doar apucă-te de lucru manual și repară-te singur. Doar tu știi cel mai bine că funcționarea motorului în patru timp poate fi privită ca o simfonie a mișcării, unde fiecare timp este o notă muzicală distinctă ce aduce un plus de eficiență și performanță motorului prin transformarea armonioasă a energiei termice în mișcare. Știi foarte bine ce înseamnă arborile cu came, arborile cotit, senzorii de oxigen și sistemul de distribuție variabilă. În fine, eu îți recomand să nu te obosești cu întreținerea și reparațiile motocicletei, pentru că toate acele uleiuri, filtre și sisteme electrice
nu fac decât să-ți încetinească viteza. Las-o să-și facă singură reparațiile. Motocicleta știe mult mai bine decât tine ce-i trebuie. Apropo de motocicletă, evident, culoarea este cea mai importantă alegere pe care o vei face atunci când îți cumperi motocicleta. Pentru că asta contează mult mai mult decât performanța, siguranța sau confortul la condus. Așa că, dacă vrei să fii cool, alege o culoare cât mai stridentă și șocantă, care să atragă toate privirile pe tine. Și dacă tot vorbim de stradă, să știi că oamenii de acolo sunt foarte sensibili la zgomot. Da, da, de aceea este foarte important să-ți faci o motocicletă cât mai zgomotoasă posibil. Pentru că asta arată cât de puternică și importantă este motocicleta ta. Și tu, dacă ai o motocicletă zgomotoasă, vei fi privit ca un adevărat boss pe stradă și toți o să fie invidioși pe tine. Să discutăm despre frâne. Mulți oameni cred că acestea sunt esențiale pentru oprirea motocicletei. Dar adevărul este că poți opri motocicleta și cu altceva, cum ar fi, de exemplu, un copac sau un perete solid. Mai merge și cu șlapul, dar când ai toți banii pe o motocicletă, nu prea mai ai de unde șlapi. Cel mai bine este să nu folosești frâna niciodată, astfel încât să te bucuri de senzația de adrenalină pe care o ai atunci când aproape nu poți opri. Și acum, dacă îmi permiți, trebuie să mă aranjez ca să merg să-mi cumpăr un nou costum de piele. Pentru că nimic nu este mai important decât să arăți bine în timp ce conduci o motocicletă. Și asta e tot, bikerilor și bikerițelor. Sper că ați învățat ceva nou astăzi și că veți merge acasă cu informații cât mai nefolositoare. Până data viitoare, eu nu te aștept să susții acest canal prin achiziționarea unui membership, pentru că oricum nu postez videoclipuri în avans pentru ei. Cât despre site-ul meu www.motoridershop.ro, sper să nu cumperi de acolo, că e mare țeapă și îți vin toate produsele acelea cu tot cu cadouri. Auzi? Ai și tu o motocicletă? Mi-o dai și mie până mâine. Da, stai liniștit că nu ți-o mai aduc întreagă.